Ți-am făcut o ofertă. Și tăcerea mea e un răspuns. Tavi, te rugăm. După tot ce i-ați făcut lui Mike, măcar acum să-l poți ajuta. Nu pot așa. Pe gratis. Ok. Zi ce vrei. Să mă ajuți să-l scape Jenny. Poftim? Nu. Nu se poate. Da, da. Facem un troc. Nu înțeleg ce treabă am eu cu vârtul. Da, ai cu Petru. Așa, și pe Petru să-l rog ce? Să renunțe la plângere. Petru nu o să vrea niciodată chestia asta. Și nici legal nu cred că se poate. Poliția a fost la fața locului, mai știi? Și n-au văzut nimic. Ei trei sunt singurii martori. Tavi, nu pot să-l rog pe Petru asta. Nici eu nu pot să-l ajut pe Mike. Surprinde că mă vezi iar aici. Sincer? Nu prea. Mă bucur că nu te-am dezamăgit. Eu ți-am spus să n-ai încredere în ea. Hai să nu vorbim despre asta. Obsesia asta a ta pentru ea o să ne distrugă pe toți. Lia n-a crescut lângă noi și nu o să accepte niciodată ce suntem noi. Nu o să fie niciodată o Roca. Familia nu e o obsesie și Lia e fiica mea. Familia ei e alta. Hai să nu vorbim despre asta. De ce ai venit? Să-ți spun că o să fac un troc ca să te scot de aici. Dezvolt. O să-i ajut să-l scape pe Mike dacă își retrag acuzațiile împotriva ta. Mike? E așa important pârlitul ăla? Mi-a zis că merită să încercăm. Merit. Înainte de asta vreau să faci ceva pentru mine. Ce? Ia loc. E ok. Știu că n-ar fi trebuit să vin, adică... Da, trebuie să încerc. Zi. Mike e... Ce? A pățit ceva? Nu, e... Nu încă, dar dacă... Nu o să-l scot mai repede de acolo, sigur o să se întâmple ceva și trebuie să-l scot. Există o posibilitate. Ok, asta e bine. Da, dar depinde de voi. Cum? Da. Zi. Tavi... Poate să declare că pistolul s-a descărcat accidental în mâna lui Rica. Ok. Asta ar demonstra că Mike e nevinovat, ceea ce e bine. Doar dacă voi vă retrageți plângerea împotriva lui Gianni. Ce să... Ce? E ciudată. Stai un pic, stai. Dar e copilul meu, da. Așa facem. Ce? Niciodată! Alice, stai să ne gândim... Ce te stau, mă? Tu n-au și ne cere? Eu știu! Știu! Știu că este imposibil, știu că nu am dreptul să cer chestia. Scuze, trebuie. Trebuie să încerc.
E copilul meu și tu, ești și tu, mamă, și tu ai face la fel pentru copilul tău, nu? Nu. Eu te înțeleg. Normal că tu înțelegi. Tu vrei să-l scapi pe tactul de închisoare. Alice. Nu. Sau înăuntru, da. Maica are urme, are urme pe gât și ăștia sigur o să-l sugrume noaptea în somn. Mi-e frică, ce vrei? Trebuie să o gândim mai bine. E complicat. Asta e. Ok. Ok, ok, nu știu, da. Gândește-te și tu la Maica. Adică tu crezi că ar fi existat măcar o soluție, o variantă. Tu crezi că aș fi interzit aici? E foarte bine că ai venit la mine, e foarte bine. Doar că e o decizie greu de luat. Stai. Uite, hai să încercăm altfel. Hai să luăm un avocat mai bun. Hai să încercăm așa. Hai să găsim altă variantă. Toate astea durează. Și eu nu am timp. Trebuie să-l scoatem. Da. Ce se întâmplă? Nimic. Plecam. Am înțeles. Stai. Ascultă-mă. Îți promit. O să vorbesc cu Alex și cu Lia. Și te anunț imediat, da? O rezolvăm noi. Da. Am înțeles. Nu e nevoie. E ok. Ce să vorbești? Dacă îl scap pe Gianni, scap pe fiul ei de pe închisoare. Păi băiatul e vinovat? Nu cred că e, nu. Atunci trebuie să-l ajuți. Eu nu vreau ca ăla să iasă din închisoare. La Mike nu te gândești? Habar n-am care din papagalia de la circuit e și nici măcar tu nu știi. Vrei doar să-l scapi pe ăla. De ce aș vrea asta? Pentru că e tactul. Și până una alta tu faci parte din familia aia. Niște criminali. Auzi, eu sunt Lia Vornicu. Nu, atât. Nu, eu sunt singura doamnă Vornicu. Să-ți intre bine în cap. Și oricât ai chinuit tu să-mi iei locul, nu se poate, mai ales acum. Nu faci altceva decât să murdărești numele ăsta, tu și neamul tău. Ce aveți, mă, de ce vă certați? Asta vrea să-l scoate pe tasul din închisoare. Ai un pic să ne gândim, Alice. Dar uite-te tu bine la mine, că asta nu o să se întâmple niciodată. Alice, stai! Alice!